Credincioșii timișoreni au venit astăzi la Catedrala Mitropolitană pentru a participa la Sfânta Liturghie, oficiată de Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Mitropolitul Banatului a oficiat apoi slujba de pomenire pentru toți participanții la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918, pentru eroii căzuți în luptă, precum și pentru cei deportați în lagăre și întemnițați între anii 1914 și 1918. Trăim din nefericire astăzi, iubiți credincioși, într-o lume a orbilor. Nu ne vedem unii pe alții. Doamne, miluiește-ne! Zicem și noi ca orbul Bartimeu din Evanghelie, miluiește-ne! Și deschide ochiul inimii noastre să te vedem pe tine și pe semenii noștri. Vă rog, priviți în stânga și în dreapta dumneavoastră. Încercați un exercițiu de vedere. Să vedeți dacă vă vedeți, dacă îl vedeți pe cel ce stă în stânga și în dreapta dumneavoastră. Nu-i suficient să vedem doar trupul și fața semenilor noștri. Cu inima vedem durerea, suferința și necazul semenilor noștri. A urmat apoi, la Muzeul Catedralei Mitropolitane, vernisajul expoziției cu tema Făuritorii Mari Uniri. Au fost expuse portrete ale personalităților Mari Uniri, realizate de maestrul Ștefan Popa Popas. Expoziția este un prinos de recunoștință adus celor care, prin cuvânt, faptă și jertfă, au înfăptuit unirea cea mare a Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu țara mamă, România.